La finalul anului 2017, în evidențele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, se aflau aproape 2300 de mămici, beneficiare ale indemnizației de creștere a copilului. Da, este un număr din nefericire. Asta înseamnă scăderea natalității, dar mai poate fi influențat acest număr și din plecarea din Buzău a mămicilor. Și acesta este un motiv pentru că am avut și solicitări de mutare în alte județe. De asemenea, peste 1300 de mămiși din județ beneficiază de stimulente de inserție după ce au decis să revină mai devreme la locul de muncă. Stimulent de inserție se numește, stimulent de care beneficiază mămicile care doresc să se întoarcă mai devreme la serviciu. Primesc, dacă se întorc, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către copii la vârstei de 2 ani și atunci primesc acest stimulent până la împlinirea vârstei de 3 ani sau și pe parcursul acestor 2 ani dacă doresc să renunțe la indemnizație de creștere copil și să se întoarcă la serviciu. Sunt și câteva sute de buzoieni care beneficiază de alocații pentru susținerea familiei. Suma minimă este de 84 de lei și poate ajunge la aproape 500 de lei în funcție de numărul copiilor aflați în îngrijire și de venitul pe membru de familie. Alocațiile pentru susținerea familiei se acordă familiilor cu copii în funcție de numărul de copii și în funcție de cu condiția ca acești copii să frecventeze școala. Deci este un număr care ne poate atrage atenția și asupra frecvenței școlii de către frecventării școlii de către copii. Cu cât acest număr scade, putem să tragem concluzia că nu frecventează școala copiii sau natalitatea a scăzut. Cel mai mare număr de beneficiari din evidențele AJPIS Buzău rămâne cel al alocațiilor de stat pentru copii. Creștere atât suma cât și numărul beneficiarilor. Pot să vă spun că acești beneficiari își pierd eligibilitatea doar în situația în care părăsesc țara împreună cu părinții sau prin decesul beneficiarilor. Avem de fapt aici un mare număr de beneficiari. Da, un număr de 75.696 ca și medie la nivelul anului 2017. Alocația de stat pentru un copil rămâne deocamdată la valoarea de 84 de lei.